unde ai fi stat ascunsă toți anii ăștia? Toate ușile, toate ferestrele sunt ferecate. Și niciun suflet pe pământ, parcă. De ce? Viată din morți noi fi. Eu nu mai știu ce am visat. Dacă vrei să stau cu tine, atunci vorbește despre altceva. Nu. Nu vreau. Eu sunt actor născut de teatru și nu cred în teoria că actorul de teatru este și de film în egală măsură născut. Există cineva gata să-și jertfească viața pentru acest scop? Dacă repetițiile marchează momentul fericit al vieții actorului, atunci când își construiește personajul, când se coace, când se împlinește și e bucuria aceea nemaipomenită când se naște personajul în tine, bine, premiera este seara cea mai tristă. Acest cineva va trăi o viață de puritate, în plină lumină. Ai găsit banii și ții pentru tine, nu-i împarți cu nimeni, Mitrofa, Anușca! Stăm și visăm în rochii cu volane, panglicuțe și zorzoane. Ce-i asta? Închipuiesc că s-ar putea să intru în scenă și să nu găsesc în mine nimic ce să le dau. Știai de ce? De ce nu vrei să iei parte la spectacolul nostru? Ce mi-a trebuit să mă arăt iarăși? Să mă dau iar în spectacol? Când frumusețea a fost odată, farmecul la fel? Dar noi nu jucăm. Noi împărțim cu ei ceea ce putem. Sculptată în stâncă, Olga Tudorache se încrestează în conștiința celor care au văzut-o chiar și o singură dată pe scenă sau în film, ca un personaj de tragedie antică. Trebuia oare să măcelăriți poporul meu, să îngropați femeile în doliu, să mă zvârliți pe mine în umilință? O, Doamne, nu-l răbda, că ce-ai văzut? Ce-a dobândit prin sânge, să plătească prin sânge? Împăziți drumurile! Că ce-a sunat din nou? Ceasul sângelui! Olga Tudorache se destenuie fără reținere, cu pasiune, într-o revărsare torențială de simțiri. Din ele s-au zămislit femei ca Vittoria Lipan din Baltagul, ca actrița din premiera, Beatrice din Razele Gama, mama tragică din Două ore de pace. Aici, între Sabasa și Suha, trebuie să se găsească și cheia adevărului. Baltagul, bineînțeles. Este rolul care nu că l-am iubit. Au avut loc în mine toți strămoșii mei moldoveni să spună cuvântul și să jnească dincolo de cuvânt și de spectacol tot ce am eu cumva în mine de țăran român moldovean. Olga Tudorache. Într-un articol semnat în revista Teatrul în aprilie 1980, mărturisea: actorul este un fel de tunel al timpului. El se transportă pe el și pe martorii lui, adică pe spectatori, într-un alt timp. Împreună glisează pur și simplu, ajungând intacți într-un altă dată. Tot ce mi-am dorit în viață. Un salon plantat cu anemone, supuse la Cluba 60. Evident că tot e apucatul de grădinărie. De ce nu-mi zădești tu mie un strat de pătrăgele în baie? Lasă-mă, te rog, să le țin aici doar o săptămână, până aprind rădăcina și pe urmă le răsătesc în curtea. Eu-ți vorbesc ție despre ceainărie. Te rog frumos, ceainărie! Numai o săptămână! Înseamnă ceai, nu anemone!
Este singurul rol după care am plâns. Știam că se va termina, că nu se poate juca până la adânci bătrânețe un rol, dar am părăsit foarte multe roluri fără niciun fel de problemă, și mari și bune. Și... dar nu știu de ce ăsta s-a înfipt așa de adânc în mine, încât să fie smuls chiar cu durere. După efectul razelor gamma am avut... mie nu-mi place cuvântul succes, dar pot să spun experiență. Rodica Negre, acum 5 ani, exact acum 5 ani, era studentă. Primul rol pe scena unui teatru alături de profesoară. Cum e când joci lângă profesorul tău? Cumplit de greu și cumplit de frumos. Olga Tudorache a creat o imensă școală de artă teatrală. A format generații de actori pe care i-a sfătuit mereu să învețe disciplina interioară, fără de care această meserie nu se poate face curat și bine. Olga Tudorache s-a retras din activitatea universitară în 2000 și a continuat să joace pe scenele teatrelor bucureștene, precum și în film. Dau tot aur ce am, ridic un altar. Aurul nu are niciun preț în fața lui Dumnezeu. Om sfânt, grăiește! Dacă Pazvanoglu nu încetează jafurile de prin județe, Crisantea Dumitale va rămâne piele în băț. Piesa trebuia să se sfârșească bine, nu? Așa se cade. N-ai auzit deci vorbindu-se? Nu. Spune, Matușa, se întâmplă ceva rău? Soțul meu a fost mazilic și ucis. De un singur lucru să vă feriți, de mezalianță! Pe urmă... ai vrut să spui că eu sunt o mamă, că nu se mai găsește alta, o regina mamă. Fraiera! Bine! Ce faci, fraiera? Nu vii să mai stai și cu noi? Ich? Nein! Cine are părinți pe pământ, nu în gând, mai aude și în somn ochii lumii plângând. C-am fost, că n-am fost, orică suntem cu minți. Astăzi, îmbătrânind, ne e dor de părinți. Ce părinți? Niște oameni ce nu mai au loc de atâția copii și de atât nenoroc. Despre teatru, Olga Tudorache scria că este oglinda vremurilor, iar actorii reprezintă cronica vie a epocilor. Te urci pe scenă, te arăți în spatele unui personaj, al unui text, și capeți forță. Mi-aduc aminte la râsete împușcături și atâtea aventuri de dragoste. Se spune. Dacă și închipuie ei, am să le n-au satisfacția asta. Splendid, dar... Păi, acum dacă m-am bucat să spun că merg, nu mai pot să dau înapoi, nu? Talent, pasiune, inteligență și muncă de ocnaș, cum spune ea, totul a dăruit teatrului și publicului. Am învățat târziu de tot că umilința și iubirea și iertarea sunt niște lucruri extraordinare.
Și că dacă v-aș sfătui ceva, ar fi asta să vă lege. Să vă iubiți, să vă respectați, să vă iertați, să vă ajutați și să fiți puternici prin asta.